Asfaltarea cu primul strat de pe strada Horia continuă și după intersecția cu strada Mihai Pitei. Marți, 14 mai, lucrătorii s-au îndreptat cu primul strat de asfalt până în intersecția cu strada Putnei pentru a finaliza și acest tronson. Acest demers de asfaltare este așteptat de mult timp de locuitorii din zonă și totodată va îmbunătăți semnificativ condițiile de circulație pe această rută. Primarul municipiului Rădăuți, Bogdan Loghin, a fost prezent în zonă și ne aduce mai multe informații. Suntem pe strada Horia. Ce se întâmplă aici? Ce să se întâmple? Se întâmplă exact ce am promis de foarte mult timp. Acum au fost și sărbătorile la mijloc, dar am ținut ca să poată fi pregătit terenul, ca constructorul să poată așterne primul strat de asfalt. Astăzi vrem să finalizăm strada Horia cu primul strat de asfalt, pentru ca ulterior să revenim cu toate demersurile necesare așternerii ultimului strat, adică cel de uzură. Dar în tot acest timp rădăuțenii din această zonă nu se vor mai ciocni sau lovi de acele gropi despre care tot s-a vorbit în tot decursul anului. În același timp vreau să spun că se efectuează lucrări pe strada Pictor Grigorescu, pe strada Cogălnicianu. La ieșirea din municipiul Rădăuță urmează să o pregătim pentru a turna asfalt. Strada Simion Bărnuțu să o șerpuim până în Mihai Viteazu. Grănicerul la fel să o finalizăm, asta în cel mai scurt timp. Eu cred că săptămâna viitoare, la sfârșit, vom avea deja așezat un strat de asfalt pe toate aceste străzi. Acum se decopertează, se dau bordurile vechi la o parte și se pregătește terenul. De asemenea, am mai discutat cu constructorul care face cele 12 străzi ca să se ocupe în cel mai scurt timp și mi-au spus că astăzi deja toarnă să facă niște probe cu asfaltul. Și cel târziu, în data de 16, ca să nu spun 17 mai, se vor apuca să toarne asfalt pe cele 12 străzi pe care le-am promis. Așa că eu zic că, Doamne ajută, mergem înainte, suntem în grafic și mă declar mulțumit pentru tot ce se întâmplă.